asistat în străinătate la ore care se făceau la clasele mici, în care, la așa numitele ore de dirigenție, în care elevii erau puși, de pildă, să vină cu o tavă cu pahare, să servească lumea, erau puși să învețe regulile de bun simț în mod practic și de aceea, dacă mergi în Occident, întotdeauna un bărbat va ști să-ți deschidă ușa nu ostentativ, ci foarte discret și elegant și să te lase să mergi. Întotdeauna când circul cu trenul în străinătate, tinerii știu să zică bună ziua când intră și să spună la revedere când ies din compartiment, dacă e trecut compartimente, și așa mai departe. La noi, oamenii sunt dornici să știe bunele maniere, dar de obicei numai pentru când merg în străinătate. Aici, la noi, mi se pare că e bine să nu știi bunele maniere, pentru că, zic, ei nu sunt de actualitate. Pot fi făcute să devină de actualitate și pentru că îl văd pe Radu Paraschivescu aici, vreau să spun că această carte ar trebui, nu e ce crezi, ar trebui citită în paralel cu minunata lui carte Ghidul Nesimțitului, iată, pentru că, în fond, mai de actualitate la noi ar fi un cod al proastelor maniere și, într-adevăr, cred că ar fi de 2-3 ori mai voluminos decât acesta al bunelor maniere. Eu însă m-aș putea să fac, numai amintindu-mi ce mi s-a întâmplat în ultimii 2-3 ani, un asemenea cod. Oamenii se tem de bunele maniere, crezând că e vorba de reguli de convenții. Fandosel, da, fițe. De exemplu, le spun de obicei studenților mei de ce trebuie puse tacâmurile când termin masa, paralel... ora 10-20. Nu, așa paralel cu titul și cu culița. Pentru că prin asta chelnerul știe că tu ai terminat masa și nu mai bine să te deranjeze, să te întrebe, ați terminat, mai serviți, cum zic ei, în mod greșit, bineînțeles. Deci este un fel de lucru care, dacă vreți, funcționează ca semafoarele. Să știi când intri, cine intră, cine iese, să nu se ciocnească oamenii într-o când intră undeva. Deci sunt lucruri care fac ca viața noastră de zi cu zi să fie mai frumoasă, să funcționeze fără aceste veșnice asperități pe care le avem. Dar îl las pe Dance Mihăinescu, care trepidează aici, să vă dea mai multe exemple. Și nu pot decât să vă mulțumesc că sunteți aici. Sunt sigură că nu cei de aici au nevoie de codul bunelor maniere, dar îl pot cumpăra pentru copiilor care sunt dornici și ei să știe cum trebuie să se poarte. Și în momentul în care îi înveți, de multe ori ai surpriza că nu uită ce e învățat. Pe vremuri se învăța chiar arta privitului. Se învăța cum trebuie să te uiți, de pildă, tot așa le spun studenților mei la cursuri. Nu ai voie să te uiți prea fix la fața unui om ca să creadă că are ceva pe față. Niciun caz nu ai voie să te uiți plictisit sau posac, pentru că în momentul în care ești un posăcat, trebuie să stai acasă. Dacă nu poți fi suficient de vesel când ești într-un loc public, nu trebuie să fii în acel loc public, pentru că îi discuți că ceilalți și ei au senzația că te-au supărat ei cu ceva. Sunt foarte multe asemenea lucruri și tocmai o să las pe bani să fie mai scurt. Vă mulțumesc! Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, vă rog să fiți atenți, nu v-am spus doamnelor, domnișoarelor și domnilor, ci numai doamnelor și domnilor, deoarece am aflat că nu este consult să se spună doamnelor, domnișoarelor și domnilor. Deci numai doamnelor și domnilor.
Apropo de ce zicea Ioana că era îngrozită să nu cumva să se întârzie un minut la întâlnirea noastră, eu pot să vă spun că a fost pur și simplu măgar din punctul de vedere al acestei cărți, venim cu un sfert de oră înainte. Dacă întârzi un minut, e ceva nerecomandabil. Dacă vii mai devreme, fie și cu 5 minute, este ceva îngrozitor. Găsești gazdele în pijama. Așa că mă bucur că toți cei care sunt aici au venit la orele 12, deci suntem toți în codul bunelor maniere. Vreau să mă cert în absență cu niște prieteni de-ai mei care auzind la ce vin eu acum aici, coigă la Humanitas, bune maniere, adică unde sunt Heidegger, Schopenhauer, Tocqueville, unde e politologia. Și m-a revoltat și mi-a spus, domnule, dacă lumea din țara asta nu știe ce este politologia, nu știe istorie, nu știe savoir-vivre, nu știe să gândească, este și din cauza lipsei de bune maniere. Și mi-am dat seama că mârlănia domine România în așa hal, încât nu au ajuns să mi se pare toate regulile astea de aur, de aici niște fițe, niște fasoane, o fandoseală. Și am spus o vorbă mare, o repet, și pentru dumneavoastră și vă rog să corelăm, să legăm, să articulăm această carte în tot modelul paideii pe care Gabriel Liceanu și echipa sa îl construiesc de 25 de ani. Este o legătură indisolubilă, deși de multe ori subtilă, inefabilă, între educația istorică, educația filozofică, educația estetică, educația civică, senzorială, gastronomică, religioasă, sexuală, turistică, toate astea se leagă să facă un om armonios. Ori toată lumea se luptă să facă oameni disarmonici, disgrațioși, mârla. Pur și simplu, cum spune Oana Pelea, ieși pe stradă și vezi mârla. Am prezentat această carte de 4 ori la ProTV, de-a lungul diverselor reeditări și tiraje noi, și de fiecare dată am avut 3 reacții. Prima, șocul pe care l-am dându-mi seama, citind cartea de la un capăt la celălalt, în ce mediu trăim și cât de familiar am ajuns noi cu măgăriile. Deci le spun copiilor pe stradă care intră în mine, invariabil intrăm unii în alții. Bucureștenii sunt oraș îndrăcit și ne călcăm în picioare, intrăm ca un magnet în celălalt. Și am 3 vorbe, 4, adică se circulă pe dreapta. Așa cum mașinile merg pe dreapta și pe trotuar și pe stradă, chiar la un trotuar de 1 metru, unii merg pe partea dreaptă și la stradă din dreapta lor. A doua, nu te lasă să ieși din metrou, toată lumea se buncește, pentru seama că trebuie să ieși ca să. Am avut deci, în primul rând, văd peste tot în jurul meu, abateri de la cor. Prietenii care știu bine la masă, mi se mănânci între 1 și 2, să bei un vin al rece, își pun telefonul mobil pe masă, deschis, în loc să îl închidă, la masă nu se răspunde, la masă nu se fac afaceri. Deci asta este, dintr-o dată, citind această carte, vă dați seama cum ne-am familiarizat cu mocirea. Cum spui tu, la noi trăim în troacă, să ne lași în cârpele noastre. Avem un dezinteres față de vestimentație, față de cosmetică, pentru că am fost educați că autorespectul și frumusețea de sine sunt narcisism. Sunt o cocoterie infamă. Reacția numărul 2 a fost să mă șochez cât de multe lucruri nu știu. M-am lăudat, apropo de ce spuneai tu, că știu absolut toate lor. Ha, de unde? Mai întâi nu m-am gândit că știam de mic. Când se coboară din tramvai sau din autobuz, nu lași pe femeie să coboare întâi. Că eu așa știam, dacă pleacă dracul tramvaiul, să poți să stai din el. Nu, te dai tu jos ca să-i dai mâna, în caz că pleacă tramvaiul, să o prins în braț. Bun. Dar nu știam faptul că bărbatul, și atent, trebuie să stea pe partea spre carosabil. Adică ții doamna mereu în partea dreaptă și tu te pui spre carosabil ca mașinile să dea noroiul și ploaia pe pantalonii tăi. Nu pe rog. Ei, lucruri de acel gen sunt multe în lucruri. Aveam aici zeci de exemple, dar sar la cel de-al treilea lucru, cel care m-a contrariat. Să știți că o să vă nască reacții de contrarietate, nu veți fi de acord cu multe lucruri de aici. De pildă, ce-am aflat? Cred că dacă aude Andrei Creșu, îmi îndebunește la rândul lui. Când ești în vizită la masă și gazda îți dă o mâncare nesărată, nepiperată, fără boia, fără ardei iute, tu nu ai voie să spui nimic. Deci nu ai voie să pui niciun ingredient.
să nu spui sare că gazdei ies ochii, încă domnule, iar doamnă care ne se arată. Să nu învârtești ardeiul în șorbă, că auzi un foc, îmi bagă vii chestii picante. Deci nu ai voie să-ți pregătești, nu ai voie să-ți faci cu mâncare. Asta m-a revoltat un pic. Altă dată m-a revoltat ideea de aici că trebuie să conduci când ești la un restaurant, doamna, la veceu. Când ies la veceu, adică cum să-mi las mâncarea, geanta, să mă duc la veceu, doamnelor, și să o aștept unde iese, văzând toate doamnele cum defilează prin fața mea, este de asta. Și, în sfârșit, nu... Așa, o chestie nouă, care cred că este numai în ediția asta, care contravine cu legea de pe piață. Știți că peste tot ni se spune că românii aruncă mâncare în delir. Restaurantele noastre aruncă tone și tone de mâncare. Ori, tocmai intrase și un obiceiu să iau mâncare la caserolă. Mi-a rămas mâncarea, pot să o iau acasă, să nu se arunce. E bine, nu. Nu se ia mâncare la caserolă acasă. Deci, sunt lucruri care sunt bătute în cuie. Aveți aici pentru fiii și nepoții noștri, eu vă spun că este prima carte pe care o iau și o dau un dar nepoților mei de 2 ani și jumătate. Cred că le pot da și în cap pe ea din timp în timp, dar este prima carte pentru nepoți. Este o carte care îți arată, pe de o parte, cât de mult ne-am familiarizat cu monstruozitatea și cu lipsa de rigoare. Este o carte care îți arată cât de mult se leagă bunul simț de educația filozofică, de religie, și aveți absolut toate, sau mă rog, aproape toate circunstanțele din piață, cum mâncăm, cum ne îmbrăcăm, corespondență în epoca mail-ului, în care se scrie în loc de la revedere PLM, prietenii știu de ce, în mail-uri, în epoca asta să vii să mai spui cum se face rama la scrisoare, plicul, etc. Dar avem reguli de bună comportare, care în același timp sunt reguli de gândire, sunt reguli pentru pur și simplu un suflet armonios și închei cu un termen dur, groaznic. Dom'le, vrem, nu vrem, trebuie să vă spunem. Domnule Gabriel Liceanu, și această carte face parte din cuvântul ăla nenorocit, nefericit, pe care noi îl slujim până la moarte. Caro Cagato. Vă mulțumesc. Pentru că Dan Cernilescu a spus că deja a pregătit cartea pentru nepoții lui, mi-am adus aminte de una din regulile de aur ale pedagogiei. Se spune că educația copiilor începe cu 25 de ani înainte de a-i naște. Deci, Ana trebuia să o privească încă de mai de mult. A fost așadar Aurelia Marinescu, Codul Bunelor Maniere astăzi, o ediție aniversară, o ediție cu ilustrații ale Mădălinei Răileanu. Există și varianta audiobook în lectura Aureliei Marinescu, așadar împlinim cumva idealul de lansare invocat de Ioana Coronescu, și anume că cea mai bună prezentare a acestei cărți ar fi lectura ei. O avem pe Aurelia Marinescu citind capitolele esențiale în acest audiobook Humanitas Multimedia. Și în răgazul care a mai rămas cele două minute, am să încerc să respect încă o regulă de politețe și să îi anunț pe toți invitații Humanitas de astăzi de la Bookfest. La 12:30, lansare de carte și secțiune de autografe cu Andrei Cornea, invitații autorului pentru romanul pe care tocmai l-a publicat, Uimitoarea istorie lui Șabatai Misia, sunt din nou Ioana Bărgulescu, Andrei Oișteanu și Gabriel Miliceanu, după care la 13:30, un monument al eleganței, Maria Regina României, jurnal de război, toate cele trei volume ale jurnalului de război, ediție integrală, necenzurată, lansare la care vor participa, alături de îngrijitorul ediției Lucian Boia, Șerban Marin, Anca Bărgulescu, traducătoare, și Radu Paraschivescu aici de față. La ora 2, Imre Tot, a fi evreu după Holocaust, Paul Johnson, o istorie a evreilor, împreună cu Andrei Oișteanu, Teodor Baconschi și Gabriel Liceanu, un intermeț, o sesiune de autografe cu Dan Alexe, Pedacopatia. La ora 3, Anthony Mara, Constelația fenomenului vitale, lansare Humanitas Fiction,
cu Denisa Cobănescu, Elisabeta Lăsconi, Angelu Michieli, Ciuana Bădari și în sfârșit, la 3:30, e reîntâlnire cu Dance Mihelescu pentru un splendid desen confesiv, ce puteți face dacă vă iubesc, ori va fi alături de noi și Costion Nicolescu. La ora 4, noutățile Humanitas Fiction, Thomas Mann, Karen Dixon, Coția, din nou Ioana Bărbulescu, Teo Bobe, Angelo Michievici și Denisa Comănescu și vom încheia cu poate cartea cea mai potrivită ca să fie încheiere a programului de lansări Humanitas la 4:30 în mâinile Domnului, însemnările personale ale lui Carol Wojtyla, Papa Ioan Paul al II-lea și voi fi aici împreună cu Dance Mihelescu din nou și cu directorul adjunct al Institutului Polon. Să aveți o duminică de târg cât mai plină și să știți că într-un stand de carte nu-i ca la, cum spunea Ioana Bărbulescu, ca într-o bibliotecă unde n-ai voie să tragi cărțile. Din potrivă, vă îndemn să trageți toate cărțile din standul cu Maneta și să vă bucurați de ele. Vă mulțumesc!